Bine v-am găsit! În ciclul de emisiuni despre orientarea în carieră, astăzi vom vorbi despre factorii care influențează alegerea carierei. Alegerea profesiei este un moment important în viața fiecăruia, constituind una dintre premizele majore ale inserției sociale. Dar ea are loc într-un context mai larg, în care sunt implicați factori de natură personală, educațională, economică și contextuală. Din acest motiv, planificarea carierei implică demersuri ca orientarea școlară, orientarea profesională, consilierea pentru carieră, fiecare cu specific propriu. Dintre factorii care influențează alegerea carierei sunt, în primul rând, familia. Deoarece consilierea și orientarea în carieră depinde foarte mult de implicarea părinților, aceștia pot contribui prin actul consilierii la sprijinirea propriilor copii în vederea liberă a viitoarei lor cariere, prin găsirea unui loc de muncă, slăbirea stereotipurilor și prejudecăților cu privire la muncă, încurajarea mobilității în vederea formării profesionale sau exercitării unei profesii. Posibilitățile de influență ale părinților sunt variate și se concretizează prin discuții pe tema alegerii carierei, cu scopul de a cunoaște punctul de vedere, temerile, ezitările și succesele lor. Oferirea de sugestii, dar fără implicarea punctului de vedere parental. Discuții cu profesorii, încurajări permanente și informarea în legătură cu ofertele de muncă. În al doilea rând avem grupul de prieteni. Aceștia reprezintă o sursă semnificativă de influență asupra planurilor de carieră ale tinerilor. În accepțiunea lor pozitivă, aceștia îl ajută pe tânăr să-și concretizeze propria identitate și modul de relaționare socială. În al treilea rând este educația. Prin procesul educațional se face orientare și preorientare profesională, pentru ca tânărul să devină un adult responsabil de propriile lui decizii privind cariera. El trebuie să se axeze pe formarea următoarelor competențe. Utilizarea calculatorului, rezolvarea problemelor, managementul resurselor umane, materiale și financiare, planificarea personală a carierei, relaționarea interpersonală, valorificarea informațiilor. Și în ultimul rând, mass media, care are o pondere tot mai mare în informarea tinerei generații privind dinamica pieții muncii și mobilitatea profesională, în promovarea unor modele ale succesului în carieră, prin site-uri specializate, anunțuri în ziare, târguri ale locurilor de muncă.